Val de demisii în Partidul Național Liberal, mai mulți șefi de filiale și primari liberali pleacă din partid și migrează la colegii de coaliție și anunță că vor candida din partea socialdemocraților în 2024. Antoanela Răileanu are toate datele. Bun găsit, Antoanela! Bine te-am regăsit, Gabi. Așa este. Vedem tot mai multe tensiuni în interiorul PNL la nivel local. Asta după ce am văzut un val de demiteri și demisii la nivelul organizațiilor locale, dar și edili care au migrat de la PNL la PSD. Mai întâi, senatorul Liviu Voiculescu și-a dat demisia de la șefia PNL. Ulterior, șeful PNL Teleorman Eugen Pârvulescu a plecat din această funcție, iar la Gorj, senatorul Ion Iordache l-a înlocuit pe Dan Vâlceanu, cel care, am văzut, a fost exclus din PNL în această vară. Nici în ceea ce privește situația cu primarii în PNL nu este una bună la momentul de față pentru partid. Am văzut deja că primarul din Târgu Jiu, care a candidat din partea PNL, nu va mai candida din partea liberalilor, ci a anunțat că va candidat din partea PSD, și o situație similară vedem și la Ploiești, dar și la Bârlad, acolo unde edilii au anunțat deja că și-au schimbat culoarea politică. Tot în acest context, mai mulți primari de comune din județul Gorj au anunțat că au migrat de la PNL la PSD și vorbea anterior șeful PNL Nicolae Ciucă că partidul a pierdut 10% din electorat față de alegerile anterioare, dar chiar și așa PNL va merge de unul singur la viitoarele alegeri și s-a renunțat la ideea de a candida pe liste comune cu partenerul de coaliție PSD.